Am observat că, din păcate, ca la fiecare început de an, din nou sunt nemulțumiri legate de cozile de la ghișeele de plată a taxelor și impozitelor locale. Acum, nu vreau să o luați ca o scuză, dar cozi sunt peste tot în țară, nu doar la Pitești. Cetățenii mai în vârstă, preferând totuși ghișeele și plata în numerar. Vă dau și un exemplu. În perioada 1 ianuarie-3 ianuarie 2021 au fost 48 de plăți online, iar în prima zi lucrătoare, pe 4 ianuarie, au fost 1200 de plăți cash. Eu am o mare rugăminte, ținând cont de faptul că suntem încă în pandemie, ținând cont de restricții impuse, dar și de vremea de afară. Este frig, este ploaie, rugămintea mea este să nu stați la cozi. Reducerea de 10% se dă până la 31 martie, așa că este timp suficient. De asemenea, v-aș ruga să încercați să folosiți plata online. Iar vă dau un exemplu, prima plată online din anul acesta a fost înregistrată la ora 0 și 6 minute. Și vreau să vă și arăt că este foarte simplu să facem acest lucru. Am să fac o demonstrație de plată online a impozitelor și taxelor mele personale și totodată să fac și un apel la înțelegere și la responsabilitate din partea tuturor. Deci este simplu. Intru pe ghișeu.ro, mă autentific, impozite și taxe locale. Dintr-o dată mi s-au afișat toate impozitele pe care le-am dăplat, inclusiv taxa de salubrizare. Deci ele apar imediat, apăs butonul plătește. Am modificat programul de lucru la centrele noastre din Găvana și de la gară. Am prelungit programul până la ora 18. De asemenea, astăzi la ședința operativă am solicitat deschiderea de noi ghișee în centrele noastre. Nu este deloc simplu pentru că avem destul de mulți colegi care sunt bolnavi de COVID. Dar în perioada următoare, cu siguranță, se vor constata îmbunătățiri și pe această linie. Toate acestea, vă rog mult să încercați să vă obișnuiți cu noile mijloace tehnologice, deoarece acesta este viitor.